Da, și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu o informație de uh, ultimă oră. Vorbim despre un incendiu uh, care are loc chiar în acest moment la o fabrică de prelucrare a laptelui. Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului pe o suprafață de aproximativ 400-450 de metri uh, pătrați. Uh, important de subliniat uh, faptul că se intervine în acest moment uh, în zonă numai puțin de 5 auto speciale de stingere și o ambulanță smurd au ajuns la această fabrică, iată, cuprinsă de flăcări. Intervenția este în dinamică, iar suprafața pe care se manifestă, iată, acest incendiu este de 400-450 de metri pătrați. Urmărim acest subiect și revenim cu detalii pe măsură ce le primim și noi.